Lovitură de teatru pentru Angelina Jolie în plin proces de divorț cu Brad Pitt. Doi dintre copiii lor vor să rămână cu tatăl lor. Asta în timp ce Angelina se luptă din răsputeri pentru custodia lor. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Scandalul dintre Angelina Jolie și Brad Pitt continuă și pare să capete proporții îngrijorătoare. Nici în cele mai mari coșmaruri, Angelina nu s-ar fi așteptat ca doi dintre cei șase copii să-i ceară să se mute la Brad. Se pare că Shiloh și Pax îl preferă pe tatăl lor, pentru că, potrivit unei surse din anturajul lui Brad, citate de revista OK SUA, cei doi copii ar fi mai apropiați de tatăl lor. Pax și Shiloh au avut mereu o relație puternică și se simt mai compatibili din punct de vedere emoțional cu Brad, a adăugat aceeași sursă. Cu toate acestea, faptul că cei doi copii vor să se mute cu tatăl lor este foarte grav în situația Angelinei. Astfel, dacă nu respectă dorințele copiilor, atunci Angelina nu va mai putea dovedi la tribunal că face tot ce e mai bine pentru copiii ei. Momentan, Angelina stă cu cei șase copii într-o casă închiriată în Malibu, potrivit unui acord de custodie temporară, iar Brad are dreptul la vizită. Angelina i-a cerut divorțul lui Brad pe motiv că l-a agresat verbal pe Maddox, unul dintre copiii lor. Autoritățile anchetează cazul, iar dacă se va dovedi că Brad Pitt și-a agresat verbal sau emoțional vreunul dintre copii, va pierde și dreptul la vizită. Zahara, Knox și Vivian nu au spus cu cine vor să rămână, însă Maddox a spus clar că preferă să stea cu mama lui. În luna septembrie acestui an, Angelina a anunțat că divorțează de Brad Pitt după doar 2 ani de căsnicie și încearcă din răsputeri să obțină custodia celor 6 copii. Cu toate acestea, cei doi se războiesc prin tribunale și pe averea de 400 de milioane de dolari. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for